Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Hai să fac o citire pentru acest weekend, norocul weekendului, să vedem cine sau ce poartă noroc, care sunt numerele norocoase pentru acest weekend, așadar o citire intuitivă în trei variante ca să fie puțin mai particularizată. Vești care pot veni pentru niște petreceri, pentru niște întâlniri, niște noutăți, idei, soluții, o atracție poate și față de cineva sau de a face ceva. Poate apărea o persoană foarte atrăgătoare, educată, bogată, poți primi vești, noutăți, scrisori, dar prudența nu este niciodată prea multă, spune aici mesajul. Foarte interesant. Haideți să vedem. Deci așadar așteptați-vă la noutăți, la vești, la mesaje, la propuneri sau aveți voi niște idei, niște soluții, vi se aprinde, să zic așa, un foc în voi al creației. Sunteți creativi, scrieți poate, compuneți, nu știu, aveți de-a face poate cu o persoană care este foarte creativă, o persoană, poate chiar semn de foc, semnul de foc e chiar tot și zodia săgetător acum în această perioadă, nu, probabil că aveți avea de-a face poate și cu zodia săgetător sau poate că aveți o aniversare, ceva, o veste, care vine o invitație, nu în sensul acesta, pentru o sărbătoare, o aniversare. Deci vin noutăți pozitive, aș putea să spun, dar e necesar totuși să tratezi cu simțul măsurii, cum se spune, cu înțelepciune acest weekend, orice ar fi. Prima variantă, a doua sau a treia, varianta albă, verde sau roșie. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru această variantă. Care ar putea fi norocul acestui weekend. Dragele mele, dragii mei, vești bune de copii, de tineri. Aici poate ține și de sărbătorile acestea care sunt, întâlniri de prieteni, văd aici situații prietenoase. Cu toate că pot fi așa puțin aglomerate sau, nu știu, cum să zic, rapide, lucrurile care se petrec rapid, ai de-a face cu artiști, poate, cu persoane care sunt binevoitoare, drăguțe, pot fi studenți, pot fi deja mai tineri, persoane deja specializate în ceva. Văd în artiști, văd în afaceri, văd în orice domeniu, poate fi chiar și militar, poate fi chiar și de cultură, de artă, de știință, de tehnică, de orice, dar pare cumva o situație prietenoasă, cu noutăți, cu vești, cu iubire, chiar puteți avea poate și o întâlnire de amor, de dragoste, să zic așa, o declarație, sau faceți cunoștințe noi, vă îndrăgostiți, primiți vești, pot fi și de la drum, faceți voi niște drumuri, văd că voi știți deja de o veselie, de o petrecere, de un iubit ceva, sau că vă doriți un iubit, că știți și că aveți de-a face cu persoane aventuroase care nu e ceva serios, nu sunt aventuri, cum ar veni, mai aventurier, că sunt și, știi, de niște aventuri sau de un aventurier, știi, de cineva care poate fi o persoană drăguță, amabilă, dar care nu e prea constantă în dragoste sau poate și de copilul tău, în orice ca știi de noutăți, vești care vin. Ce nu știi tu, într-adevăr că poate apărea cineva, un tânăr, dar e inconstant, e mai frivol, e mai, cum să zic, mai nu ignorant, cât poate e vorba de superficial, care tratează, dar deci poate că nu știi că acest tânăr care poate are și o problemă sau îți poate crea o problemă, dar trebuie să ai de aceea poate că e necesară prudența, poți primi vești. Ce ar trebui să știi? Ar trebui să știi că poate apărea totuși o noutate, o veselie, o bucurie sau chiar să ai de-a face cu o văduvă veselă. Ai de-a face totuși, aici cumva de aceea poate trebuie să privești cu prudență, că cineva cumva pierde un simț al realității sau apar noutăți, dar nu ceva care n-a mai fost niciodată, cum ar veni. Da? Deci pot fi și lucruri care au mai fost. Un weekend care l-ai mai trăit într-un fel această situație la un alt nivel, poate, sau îți aduce aminte de copilărie, aici poate că asta va fi, deci ar trebui să știi că poate trebuie să-ți aduci aminte de lucrurile bune, de
ați bucura sufletul cu ceea ce îți place sau cu ce ți-a plăcut de când erai copil. Îți plăcea, nu știu, să te duci la munte să faci un om de zăpadă, de ce nu l-ai face și acum, dacă poți? Că văd că poți să-ți permiți un drum, să înveți, un noutăți sau ai de-a face cu persoane foarte entuziaste, foarte dornice să se bucure de viață, să aducă poate chiar și noutățile, invențiile lor, dar și să învețe din ce au fost frumos cândva, ce au fost din amintirile celor cu care interacționează. Văd că și pe casă, în casă, poate apărea totuși o situație pentru unii de singurătate, dar care vindecă poate niște suferințe, niște răni, oboseală. Pentru alții pot fi și vești care te obosesc, cum ar veni comunii și cu cineva care e poate mai pisăloc sau n-ai tu chef, acum depinde, în orice caz trebuie să faci ceea ce vrei fără să-ți fie teama. Și în afara casei sunt într-adevăr niște contrarietăți, niște neplăceri, nereguli, să zic așa, oboseală, asta care este cum ar veni în aglomerații, nu? Că nu există așa o oarecare, cum ar fi într-o aglomerație unde nu prea e mult în bunăvoință, poate cât ar trebui, dar la un moment dat se găsește, văd aici, totuși niște noutăți, apare un miracol, apare o energie care mai liniștește cumva ceva acolo. Poate că doar trebuie să fii tu mai atent, cum ar veni, să nu e ceva poate prea personal. Fii tu un exemplu, cum ar veni, pentru cei din jurul tău, poate chiar. Sau stai acasă, dacă nu te simți tu, cum ar veni, capabil să intri în aglomerații. Că ar putea să apară totuși. Aici, cumva, să fie cineva, niște tineri, cumva e entuziasmat să facă o schimbare și poate aduce puțin la niște... De aceea e necesară prudența, că poate ei nu știu niște amănunte, sunt prea tineri să știe ei niște lucruri și ei sunt poate puțin naivi, poate puțin creduli și atunci de aici trebuie să tratezi cu grijă. Spune aici mesajul că cine tratează cu grijă lucrurile are viață lungă, da? Sau ca și tot ce muncești, ca tot ce creezi, sunt durabile în timp dacă sunt create cu atenție, cu responsabilitate, de calitate, cu material de calitate și munca trebuie să fie de calitate. Deci aici ar putea să mai investi ceva în acest weekend, cum ar veni să faci lucruri creative de calitate sau vei vedea în jurul tău astfel de... Poți să duci la niște târguri, nu? Unde acolo poți să vezi creativitatea cuiva. Copiii se bucură de ciucăride care au fost create de alte persoane sau de tine sau de... Deci văd așa aici o atmosferă de sărbătoare, într-adevăr, asta tu trebuie să știi că acest weekend poate să aducă chiar noutăți, invitații, cunoștințe noi, dar și mult tineret, foarte mult tineret, poate pe unde te duci, sau copiii vor fi foarte nerăbdători să se ducă pe undeva, comunici cu persoane așadar care vin și de la drum sau fac drumuri. 56, 65, 70, 22, 69, 16, 18, 76, 81, 67, 78 pot fi numere norocoase. Haideți să vedem și varianta a doua. Ce spun cărțile la această variantă? La această variantă la fel, deci noutăți, tineri, iar tinerii joacă un rol important. Ce știi tu? Știi deja de un bărbat foarte atrăgător, elegant, dar cam timid, să zic așa. Orică tu nu îndrăznești să comunici cu această persoană, orică ea nu își face cunoscută sentimentele, poate fi și un artist sau știi că ai vrea să te duci undeva, dar nu prea îndrăznești să te întâlnești cu cineva sau să te duci să vezi un artist care îți place. Ce nu știi tu de o călătorie, într-adevăr, de cineva de la drum care pare cineva din semn de foc, văd aici, care ori tu ai un gând să pleci undeva, încă nu știi, dar îți va veni această idee, care îți va aduce o chestie importantă și e bine aici, mesajul spune că afacerea de bine este bine, bine faci, bine găsesc sau... mai bine să acționezi decât să vorbești. Nu știi că poate că asta e bine să faci, să faci lucruri nu numai să le vorbești sau să faci lucruri fără să le spui. Deci nu mai spune unde te duci, nu mai spune ce faci, nu-ți mai spune planurile, pentru că să nu fii poate dezamăgit sau obstaculat. Ce ar trebui să știi? Că pot apărea petreceri, întâlniri între prieteni sau o sărbătoare, niște rezultate, îți pot veni niște rezultate, dar trebuie să te simți în siguranță. Cum ar veni să te duci unde te simți tu în siguranță.
posibil că se și pregătește o petrecere sau te pregătești, ar trebui să te pregătești de o petrecere. Pe casă în casă aici cumva trebuie să clarifici ceva, totuși poți depăși o problemă, poți primi un rezultat pozitiv, poți avea o satisfacție. Ar trebui să nu judești lucrurile prea grăbit, să nu te grăbești să critici poate ceva, să tratezi ceva prea dur poate, sau trebuie să-ți pui puțin mintea în pace, să te liniștești puțin, să te calmezi, să te odihnești. Clarifici ceva poate cu cineva. În afara casei, la fel, poate apărea chiar o petrecere, o cununie, o botez, o aniversare, o întâlnire undeva, un spectacol, văd aici. Se poate chiar naște o poveste de dragoste. Sau ai de-a face cu tineri îndrăgostiți, cu persoane care iubesc ce fac, sunt prietenoase, deci văd aici că poți avea... Se pot găsi, să zic așa... momente de bucurie în afara casei, undeva unde sunt persoane într-adevăr cu artiști sau cu suflet sau persoane prietenoase, drăguțe, care parcă sunt ca într-o familie, care țin unii la alții, care se ajută unii pe alții, care sunt, cum se spune, sunt mândri unii de alții, de realizările celorlalți, încurajează, să zic așa, să își depășească condiția, limitele, îi ajută, să zic așa, să, nu știu, să-și pună în practică o idee. Aici văd multă energie pozitivă, emoții pozitive. Te poți bucura în afara casei de o emoție pozitivă, că te joci la un spectacol care îți place acolo unde te simți în aceeași, nu, la spectacol se duc persoane care le plac spectacol, deci te simți ca într-o familie acolo, te simți, ești pe aceeași frecvență cu acele persoane pentru că aveți aceleași hobby-uri și pasiuni, dar poți să ai și întâlniri cu familia undeva în afara casei, cu prietenii, unde să te bucuri de o petrecere și asta e surpriza, o veste, deci vine o veste, o invitație, o petrecere, cineva îți urează ceva de bine, cu toate că ai pe casă în casă totuși o neliniște, o ezitare, o... ești cumva într-un dubiu sau să faci niște calcule, niște planuri. Acum trebuie să-ți planifici puțin ceva. Nu știi exact dacă ar trebui să te duci sau nu. Așadar, pot apărea noutăți pozitive. Vești, numerele sunt 69, 34, 29, 53, 45, 14, 41, 78. Deci vin vești, noutăți, poți face cunoștințe noi. Și drumuri care să-ți aducă bucurie, succes. Hai să vedem și varianta numărul 3, piatra roșie. Da, deci vești, astăzi este astăzi, azi, mâine, deci sunt foarte multe vești. Deci comunicarea asta este, vin foarte repede vești, noutăți, schimbări pozitive, aș putea să spun, în ciuda poate unor dubii, contradicții, și aici există totuși, într-adevăr, tu știi deja că poate ești supus unei amenințări, să zic așa, te simți cumva speriat, amenințat sau ai un dușman, te neliniștește poate ceva, te și simți urmărit, urmărită poate, sau ești tu un puțin așa curios să afli un adevăr sau chiar ai această dorință puțin de răzbunare, să zic așa, poate chiar, sau de te revolta, să zic așa, pe cineva, pe o nedreptate, dar cumva trebuie să aștepți, pentru că poate nu-i momentul sau nu așa trebuie, sau nu ești încă în forță, în putere, deci cumva nu trebuie să te agiți. Da? Simt aici o energie în care spune cumva să cauți să schimbi puțin energia, gândurile, poate să te liniștești, să te calmezi sau să te ții la distanță de dușmânia cuiva. Pentru că nu știi că văd că poți avea o reușită în viitor, o petrecere, o bucurie, niște câștiguri, dar într-adevăr ce trebuie să fii atent, că s-ar putea dacă simți că te urmărește cineva, sau e vorba și de virus aici, trebuie să fii atent că câștigurile astea s-ar putea să, nu știi că tu vei avea niște câștiguri, dar să nu te trezești pe gubii sau să nu te trezești într-o înșelătorie sau ceva. Deci, sau, da, iartă și totuși, fii totuși prudent, spune aici, cum se spune, iartă, dar nu uita, mergi mai departe, dar totuși ține minte experiența, adică nu neapărat să-l ții minte pe persoana respectivă ca să te răzbun pe aia, ci doar să ții minte experiența respectivă, să nu se mai repete. Ce ar trebui să știi, că poți cunoaște o persoană bogată sau chiar poți deveni bogat, bogată, poate apărea chiar o nouă relație și s-ar putea să scapi și de un dușman și nu ar trebui să te superi că dușmanul fuge, cum ar veni, cu toate că
poate nu, tu asta, poate tu asta ești foarte atentă, dacă n-ai vrea să fugă dușmanul ca să poți să-l pedepsești, dar până la urmă trebuie să vezi și partea plină a paharului, că la momentul mai devreme sau mai târziu, cum se spune, timpul când va fi, vei găsi momentul cum ar veni și să îl aduci înapoi, să își ispășească păcatul cum ar veni, dacă e o vorbă, dar nu ar trebui să te preocupe pe tine că există, aici e un mesaj care spune că are cine să se ocupe de asta. Deci tu fă ceea ce poți tu să te simți în acest weekend cel puțin pentru că văd, bine, pentru că văd că poate apărea o reușită pentru tine și pe casă, chiar câștiguri. Deci chiar ai ocazia să câștigi ceva, nu știu, să-ți îmbogățești cumva viața, să te simți într-o atmosferă mai bună, fie singură sau singur, fie cu compania celor care te ajută, sunt pe aceeași lungime cu undă de undă cu tine. Deci văd aici că trebuie să cauți, adică situații mai prietenoase, mai practice, să fii mai practic. Aici mesajul este la această variantă roșie, fii mai practic, mai practic, mai pragmatic într-un fel, dar nu lipsi de suflet sau lipsi de dreptate, cum se spune, nu lipsi de înțelepciune, ci doar într-adevăr să găsești calea cea de mijloc, cum ar veni, în care să nu te dezechilibrezi și nici să nu intri într-un conflict, că văd că în afară acasă, într-adevăr, pot fi niște neînțelegeri și ar trebui să niște dubii, sunt niște neînțelegeri care trebuie cumva calmate, liniștite, văd aici, deci pot apărea dificultăți, pot apărea chiar amenințări, deci e nevoie, într-adevăr, ca să poți să treci prin această greutate, chiar trebuie să ții măsuri de siguranță sau chiar trebuie să găsești o cale să te înconjori de niște persoane care îți dau forță, putere, curaj, să înțelegi din înțelepciunea lor. Deci o să ai nevoie poate chiar de sfatul unui specialist, cum ar veni. Acum dacă e de vorba de sănătate sau de vorba de altceva, deci nu te duce în gura lupului, cum se spune, dacă nu ești pregătit să îi faci față. Dar cum ar veni că te duci la munte, iar la munte când te duci trebuie să știi că muntele are și anumite pericole ascunse și atunci tu trebuie să fii înarmat și cu răbdare și cu să ai fi antrenat, să ai și, nu știu, să ai și la tine ceva care să alunge, nu, sălbăticiunile, să te le țină la distanță sau, mă rog, în cazul în care nu ai cum să le ții la distanță, măcar să reușești să le înfrângi, să zic așa. Deci, astfel de situații sunt undeva în afara casei. Deci, poate și vremea e rece, într-adevăr, aici poate fi o vreme care să te aducă dificultăți. Deci, trebuie să fii pregătit dacă vrei să pleci la drum, în afara casei, să ai, nu știu, să fii îmbrăcat bine, să... Deci poți fi pus în dificultate sau la o petrecere, că aici văd că poți avea de-a face și cu întâlniri importante, cu persoane importante, bogate. Ori tu dacă vrei să duci să ai, faci o impresie bună unui personaj bogat, poate că trebuie să fii la înălțimea situației lui, că el te privește, puțin și din după aspectul tău, e ca și cum te duce la un banchier și ai vrea să fii director acolo, directorul băncii și tu să fii așa într-o situație umilă și neîngrijită și nu știu ce și limbajul tău, păi nu o să aibă încredere în tine, chiar dacă tu poate ai o pregătire, dar poate că nu ai experiență prea multă și nu o să aibă încredere, deci de aici dubile, deci nu are încredere în tine pentru că nici aspectul tău sau anumite vorbe sau sau chiar pot apărea și reproșuri, discuții, ceartă. Deci în afară acasă trebuie să fii totuși prudentă sau prudent să nu ajungi într-o ceartă. Dar în general văd că e un weekend plăcut așa, dar cu noutăți, cu vești, cu aflați vești importante sau vine o persoană importantă, poți cunoaște o persoană importantă. Cam asta e și ca numere, dar există și un pericol, așadar, la această variantă roșie, poate nu de întâmplător v-ați ales roșu, că roșu este, știți cum e, e și pasiune, este și curaj, poate este și creație, focul la care l-ai, știi, când ești te simți în putere, nu? Dar are și un revers, știți, are și o parte, să zic, malefică, o parte care poate crea foarte mult... conflict, ia foc ceva, să se strice ceva, să răcească ceva, să se deci se transformă în cenușă ceva, se transformă în piatră ceva, se transformă în răutate ceva, în dușmănie ceva, deci e puțin de aceea e ca la semafor, deci e un pericol, nu? Când se aprinde semaforul roșu, ce spune? Stai că uite, din partea altă vin alte mașini și dacă nu le dai prioritate, se produce un incident, deci în afara casei pot fi și astfel de situații
Da? Pentru că se trece o limită. Cineva poate n-are răbdare sau nu știu, cineva poate chiar vrea neapărat să treacă pe roșu pentru că nu mi-a... Aici poate asta tu știi de un nebun. Da? Deci ai de-a face poate și cu persoană care are un curaj de la nebunesc fără să se mai gândească că în jur sperie sau că face daune, că el poate că vrea el să facă o nebunie pentru el, are el ceva cu el, n-are nevoie, n-are cu nimeni, dar nu mai ține cont că în jurul lui ceilalți pot fi răniți, pot fi speriați, pot rămâne traumatizați de ce văd, de ce aud, de ce... Deci pot fi și astfel de situații, da? Deci te poate șoca. Adică aici cumva văd așa ca și cum te și șochează, pe de altă parte te sperie sau chiar vine o situație rea din cauza cuiva, dar pe care tu ai putea, văd, să o ții sub control, măcar să nu mai pui și tu, să nu mai fii și tu cea care pui sau cel care pui gazul pe foc, cum se spune. Ci mai degrabă să ajuți. Că văd că vine așa o schimbare aici și chiar cu posibilități, cu niște oportunități care ar putea aduce o reușită, o împăcare, un câștig, o îmbogățire, să pui pe fugă dușmanul, cum ar veni, să se sperie și dușmanul că tu nu ești cel sau cea care îl bagi în seamă, care îl încurajezi în nebunia lui. Cam asta e. 54, 68, 86, 84, 48, 78, 8, 7, 7, 7. Acestea ar putea fi numere care ar putea fi norocoase pentru acest weekend, dragile mele, dragii mei, vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți un weekend minunat, binecuvântat, oriunde ați fi. La revedere, să iubiți și să fiți